Evenimentul rutier a avut loc în această după-amiază pe drumul ce leagă Botoșanul de Suceava la ieșirea din localitatea Huțani spre Vlădeni. Cele patru persoane se aflau într-un autoturism Renault. Șoferul, un bărbat de 52 de ani, a spus că a încercat să depășească o camionetă, iar când a vrut să revină pe banda sa de mers, camioneta l-a acroșat în partea din spate. Conducătorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă. La fața locului au ajuns polițiști, pompieri, o ambulanță, dar și un echipaj SMURD. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.